în mod sexual sau nesexual. Asta este la latitudinea, deși dacă mă întrebați pe mine, mie mi se pare că măgarul meu are acum puțin alveola spate, un pic mai mărită. Nu, nu mi-e foame, nu mi-e foame, mulțumesc, că tocmai am mâncat niște berbecuți. Nu te-ar fi rușine, infractorule? Bine, deci la agresat sexual sau nu pe mâncare, că n-am mult să zic. Deci, cred că fiți atent, domnul Cine. Hai să povestiți ce s-a întâmplat de la început, să înțelegem și noi. Îmi dați voie? Sigur, haideți. O să vă ascultăm și nu vă întrerupe nimeni. Bun. Edi, tu notează. Nu e adevărat. La sfârșit, domnul Strâmbu spune... Eu am notat aici, am deținat un măgar care e putut în cura, așa, da? Și pe Strâmbu în spate? E păcat. Și la sfârșit, domnul Strâmbu... Ai făcut Strâmbu în spate? Deci, dați-mi voie. Deci să-l desenez pe Strâmbu că fute o măgar, nu? A, deci Strâmbu a futut măgarul, clar, răspunzul. N-am făcut eu niciun măgar. Cum că așa scris Edi acolo pe foaie. Super, eu, e de la voi eu, deci Strâmbu a făcut. Asta zicem și noi că ai făcut. Adică nu, stați să ne înțelegem. Stați că se înțelege altceva. Dacă nu poți, desenează. Ați văzut foara aia de atârna la intrare în minute? Da, e pentru el că e un bolangiu. Noi până acum știm doar că dumneavoastră ați făcut un măgar, deci se poate dacă îmi permiteți am vă spune, spune-ți. Să spun eu toată partea mea de poveste, iar după ce o termin, să spună domnul Strâmbu partea mea de poveste. Nu te întrerupe nimeni, spune. Bun. Deci. Mie te mănâncă căcat. Noi la care parte? La care parte? Desenezi un căcat, da? Toate. Desenează un căcat care îi ștergi ca să se pară că minte, da, spuneți. Îmi permiteți să vorbesc? Te rog, nu te întrebi nimeni. Deci. De nu vreți să desenezi mai bine? Nu știu să desenez. Ce? Dar n-ar trebui să dea o declarație scrisă sau avem și noi ceva la mână? Nu știu așa... să scriu. Atunci nu putem să ne facem treaba. De. Păi da, eu dicit și scrie domnul colega dumneavoastră. Și noi cu ce mergem la Mareșal? Cu desene și cu două, trei cuvinte? Hai, deci dacă îmi permiteți să vă sunteți 2, 4, sunteți 7 domni polițiști. O să facem un rezumat fiecare în minte la noi și după ne întâlnim la bar, bem 3 beri și după ne spunem ce am înțeles fiecare. Și o legăm la cumva. Hai, povestește. Păi și plata mea pe măgar? Cum adică plata? Păi nu ți-l cumpăr? Ce-i fac la măgar? Nu, deci măgarul meu vrea, deci cum ar veni pentru că e traumatizat din cauza domnului Strâmbu, măgarul meu vrea mâncare gratuită timp de un an de zile și tratamente medicale pentru și animale. Și un amblec că și mor deja în 2 zile la câțenele. Guvernator? Bă, tată, dar tu ai dus măgarul ăsta la medic să-ți dea o foaie de psihologie? Da, a fost la psiholog medic. A dat testul? Ia arată foaia. Păi nu mai am, că am pierdut-o, dar este în bata de... Atunci ca și acum nu l-a dat, doamne. În loc să fii bucuros că colegul meu Strâmbu v-a futut măgarul și o să aveți mai mulți măgari, dumneavoastră n-a venit și faceți plângere. Știi cum vine asta? Ai avut foaie, dar nu mai ai? Musca e căciulă, musca nu e căciulă, pe mine mă doare în pulă. Nu mănânci. Să nu fi luat ceva de la măgar. Bun, haideți spune ce se întâmplă, ce să mai. Dar măgarul, vă zic că nu putem să-l declarăm nebun, că n-are poate. Nu vrei să-l împușcăm, îți luăm altul? Uitat! Plată pe tratamente. Hai, povestiți cum s-a întâmplat, să intrăm în detalii. Vă rog, da. Bun, permiteți-mi să spun de la început. Nu te trebuie nimic. Mă doare mâna cât scriu aici. Nu, discurs. Rupe-mă scrie iar. Rupe foaia scrie iar. Scrieți, îmi spuneți când să încep, domnul Edi. Te rog. Încep? Dar zonă să vă zic, domnul Edi, nu vă grăbiți. Așa, acum. Nu te întrerupe nimeni, te rog. Acum, da. Cu aliniat. Cum? Cu ce e aliniat? Mai în față, scrieți mai din față un pic. Cu primul, cum adică care? Mai de lângă... Se vede că gata, vă rog, nu mai întrerupeți. Bun. Deci, cineva a încercat să-mi... Ok. Cineva a încercat să-mi asasineze măgarul în Black White. Deci desenezi un măgar cu gâtul tăiat. Nu, că i-a băgat în cervical. Ce a băgat el? Ce e aia cervical? Pe part... Lăsați unde spuneți dumneavoastră. A vrut să-l omoare. Atâta. Pune-mă acolo. Deci până la urmă a făcut măgarul în curs sau l-a omorât? Păi stați, ajung și la partea. Mai e până la partea cu fututul. Bă, desenați un glonț care intră spre măgar așa. Nu că a fost cu lava. Ne desenați un iatagan turcesc care aproape s-a înfipt în măgar. Pentru că a făcut măgar în formă de pulă. Bă. Știi ce am înțeles eu acum? Că ai omorât măgarul și l-ai putut mort.
Rupeți și haideți să spun de la început. Năjericu, puneți la cât pe dola pula cu droguri, că văd că colegul nu... Noi, dar nu mai sunt că le-am văzut azi pe toate, noi nu știu de unde mai fac rost băieții. Cred că a băgat în buzunar ăsta, a scos tot. Păi mai pot. Bun, hai să vă, deci, o măgar... Nu, 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 gata, gata. Edi, lasă pe aici, știi, capabil. Cine e acolo în stânga ta? Nu știu, colegul. Ionut îl cheam. Da, e clar treaba, mă, ciocată, nu, lăsați-mă pe mine, că el nu ciocată, știe. Ciocată, tu ești? Prost. Ciocată, ești cu noi? Bun, deci hai să lăsăm gluma la o parte. Bă, a, potcovare, vină cu a, potcovare, vină cu a, ia-ți uniformă și vină cu a. Ursul e secție. Bun, deci am desenat un măgar. Bun, gata, gata, niște, Edi, că m-am săturat cu tine. Șterge tot, Edi, și aruncă caietul. Potcovare scoate carnetul și scrie așa. Vin aici, în față, în fața mesei, Potcovare. Da, da. Hai în fața mesei. Ce? Două secunde. Cred că ești de duhul. Mărturisește-mă. Mărturisește-mă. Păi se... Când începe domnul să scrie, atunci... Da, se... Nu te vă grăbiți, că seara e în sfârșit. Domnul Potcovaru, duceți-vă acolo în față. Dați-vă din față de aici. Luați-i carnețelul, dați-i două palme peste ceafă, că au fost incapabil să scrie după dictare. Dar v-am spus, domnule, că știu cât de cât. Da, vreau să scoală, bă, că eu nu vreau colegi care nu știe să scrie după dictare. Păi scoate carnețelul și eu îți dictez ce zice domnul, ca să notezi domnul. Bun, scoate carnețelul. Dar de ce să mai repetați dumneavoastră? Că îi spun eu direct domnului sau... Păi ca să-i zic, să-i reformez corect. Păi colegul Potcovaru nu are cum să asculte de un civil, trebuie să asculte de un grad mai mare. Nu? Păi și domnul care dictează ascultă de un civil. Păi tu n-ai cum să-i dictezi lui, că tu ești civil. Ia informația. Dar tu îmi dai mie declarație și eu îi zic lui ce să scrie. Păi și domnul Potcovaru nu poate să preia informația direct de la mine? Nu, că eu reformulez. Exact. Și e doar caporal, adică nu are atribuții să și înțeleagă. Bă, eu cred că ne pierdem pe timpul aici. Domnul, stai, mă, vă rog frumos. Vă rog, dar ce aici? A venit circul în oraș? De un civil. Ce-i îmbrăcat așa? E un civil, trebuie luat în considerare. Dar nu-i civil. Dar cine? Infractor. Noi aveți dovezi. Mărturia mărcinoasă, nu se pune. Aveți dovezi? Da. Care-s dovezi? Dovezile că n-are el dovezi. Nu prea merge așa. Cum dracu? Adică dacă îl acuzi de ceva, trebuie să ai tu dovezi. De ce s-a întâmplat? Nu că n-are... Păi, hai domnul... Înțeleg? Gata, bun. Hai că a scos caietul. Bun, domnul Potcovaru, sunteți gata să scrieți? Da, sunt foarte pregătit. Bun, când unde nu știți ce să scrieți, ne spuneți... Da. Desenați, unde nu știți, deseneți. Pot începe? Da, spune. Cineva a încercat să-mi asasineze măgarul. Am înțeles. Cineva scrie așa, o persoană necunoscută a încercat asasinarea unui măgar. Ok. Așa? Nu la pușcă în caz de minte. Bun. După aceea, eu am vrut să fac o sesizare în cadrul poliției. Ulterior, un necunoscut a vrut să fac o declarație scrisă. Nu, necunoscut. Ownerul măgarului. Chila? Deținătorul măgarului a vrut. Proprietarului. Ulterior, proprietarul măgarului a dorit să facă aici e bine, la matalebre. Sesizare scrisă. La scrisă. Poliție. Scrisă, bre. Păi dacă renunț la primărie și vine aici, mă dai pe mâna la băiatul ăsta mic, gras și urât, ăsta de față. Bă, vorbiți frumos că nu mai ai pus tu primăria. E cu toată încrederea. Dacă mă dai sub ordinea lui, eu mă angajez aici. Ei, oricum eu plutonii mă ajut, trebuie să vă ajute. Așa, spuneți în continuare, de cursul carierei. A, ulterior, l-am întâmpinat pe stradă pe domnul Strâmbu. Ulterior, l-am întâmpinat pe domnul Strâmbu pe stradă. Scrie așa, domnul, scrie așa. Ulterior și pui cu 2X, ca să știm că s-a repetat în asta și ca să intre la sub justiția internărată. Așa. Așa? Așa, bun. Uitați că mi-a uitat o muscă aici.
domnul Strâmbu a început o anchetă în încercarea de asasinare a măgarului. Cum adică am deschis o anchetă, vă rog? Colegul nostru Strâmbu. Ați început să cercetați. Stați să scrie și după discutăm. Colegul nostru Strâmbu și-a intrat automat în atribuțiile sale de polițist? A intrat în ce înseamnă automat? Atribuțiile sale de polițist? Bun. Și și-a desfășurat activitatea. În conformitate cu regulamentul intern. Și și-a desfășurat. Dacă nu știi, e liniște, vă rog. Atât, îl pune în virgulă. Bun, continuați, vă rog. Stai puțin, că vreau să dau și un telefon. Sună. Să nu scrie asta cu telefonul. Zi, domnul. Spuneți, vă rog. După aceea, domnul Strâmbu a dedus că măgarul a încercat să se sinucidă. Scrie așa. Colegul nostru Strâmbu, în urma experienței sale avută cu mai multe rase de animale domestice, stați un pic, ce trebuie să faceți, ați pierdut dosarul? Da, stați un pic, așa. Păi te-a sunat de la capăt acum. Păi așa, nu și eu, bre. Domnul, mai spuneți odată, că nu mai știu ce trebuie să-i zic, mai spuneți odată. Domnul Strâmbu a sesizat că măgarul a încercat să se sinucidă. Deci colegul nostru, stai, bre, că eu zic ce să scrie, că nu scrie așa, că nu, dacă citește Mărășanu. Deci, colegul nostru Strâmbu, având în desfășurare... Colegul nostru Strâmbu, având în desfășurare mai multe animale domestice. Puneți acolo în paranteză doi porci. Doi porci. Așa. Ce ați mai zis, domnul, că s-a întâmplat? A dedus că măgarul a încercat să se sinucidă. A reprodus informația domnului și măgarul a fost calificat ca următorul sinucigaș. E cum adică următorul, pe a mai fost un sinucigaș înainte? Sigur că au mai fost și alții. Acum îi explici. Deci pe cuvânt, până acum am înțeles că sunt doi oameni de s-au sinucis. Nu, doar măgarul. Păi da, măgarul face că doi oameni. Ce zis, domnule, au răspuns? N-a răspuns, dar are noroc. Dar mai sunăm, că acum seara e păcăm, fraier, colegii. Deci domnule, trebuie să luăm de la cap. Eu m-am uitat în carnețelul lui și a scris la fel cum am scris și eu. Nu știu cum să vă zic, dar trebuie să luăm de la cap, că am pierdut carnețelul. Domnule, nu se poate să nu faci, e detaliată, să nu fie scrisă și... La noi. Nu pușcă nimeni. Stați așa, domnilor. Îl avem pe domnul aici de la primărie, n-ar trebui să scrie el? Da, că domnul trebuie să nu. E viitor candidat de la primărie. Auzi, dar domnul din fapt... Păi domnule, trebuie să scrii, nu? Dacă nu știți să scrieți? Scriu eu. Ia zi, vei. Nu, dumneavoastră, că faceți falsă în acte. Bă, da, scriu eu. Nu. Totuși trebuie să scrie un polițist, nu e că... Un polițist, da. Păi nu vreau domnul Strâmbu să scrie. Domnul Strâmbu, scoate-ți carnetul. Hai. Stai că eu am toată mapa. Dă-te, Edi, dă-te de acolo. Stai că vezi tu. Nu mă descurc eu. Domnul Edi, vă ziceți în spate la domnul Strâmbu? Păi nu îmi convine, bre, că o să scrie în favoarea domnului. Nu, că verifică Edi, care știe bine. Sunt eu martor aici. Băi, eu știu bine, deci... Păi domnul Edi, nu știe să citească. Exact, dar nu știe. Deci, bun, nu știe să citească, dar știe să scrie și vede dacă scrie rău. Păi nu, că citește, nu scrie, că dacă ar scrie, ar scrie, dar citește, dar nu știe să citească. Mai plângere sau mai plângere. Bun, domnul Edi, pentru fiecare desen incorrect sau literă scris incorrect, până la peste ceafă. Da, să trăiți, domnul. Ca să înveți să scrie. Începe? Da, de la capul, ca să scrie de la început. Capul, vă rog. Deci, eram într-o joi seară. Împlecoată. Îți dictez eu, Strâmbule, sau scrie-o direct? Scriu eu, deci. Dar el nu vede, bre, nu vezi că sunt deci. Așa și eu în caietul ăla? Oi, seară? Testează penița, cred. Ce-a zi?
Cineva a încercat să-mi asasineze măgarul. Cine? Cineva, nu știu, că de asta am venit la poliție. Păi și cum s-a aflat noi, doamne, cine s-a vrut să vă mă păi de asta am venit la poliție să încercăm să... Aolo, yeah. A revenit domnul Potcovaru, domnul... Lasă că îl punem pe Potcovaru să o fac. Domnul Strâmbu, lăsați cardin, tu aruncați pe geant deserul ăla, că nu-i bun. Iar unde la capăt. Bun, iar, nu se poate, doamne, nu pleacă nimeni de aici până nu-i lucidă misterii. Eu sunt martor la situația asta, domnul. Ai fost și tu atunci cu măgarul? Acui? Așa? Haide să scoate carnetul și o luăm de la capăt. Bun, scoate carnetul, o luăm de la capăt. Vezi că dacă se mai pică capul de 3 ori, de 3 ori o luăm de la capăt. Atâta zic. Deci, stai noi... să fii și uite să-l motivez. Deci, fără frumos, domnul Strâmbu, mă un pic mai în spate. Bă, stai că mă uit eu acum mai bine la tine. Opa. Așa. Bă, știi că te-am făcut eu pe tine, Bulandiu, ești fardat cumva? Bun. Bă, aici în Valentine nu prea e voie să umbli așa. Mă spun zurătoare, neșerifu. Nu că n-aveți voie, vă spun zurăm. Gata. Dar nu sunt fardat. Bun. Nu e pardat. Putem începe, domnul șerif. O să facem așa, o să continuăm povestea, iar la final o să vă percheziționăm și dacă aveți trusă de machiaj la dumneavoastră, ștreangul vă așteaptă. Da? Bine, pula. Și dacă dacă aruncați pe jos ceva, mai întâi vă batem, vă îi punem pe aia din Blackwater să vă fută și după care vă spânzurăm. Nu, Blackwater. Dar ce cu buneta aia păcă? Că de ajuns strâmbul ce... Nu, că trebuie este să-l plânzăm și pe strâmbul. Este să mă apere de vânt. Brine și ripu. Dacă am putut aici. Ăsta are și bonetă, e și machiat. Nu vezi că e și îmbrăcată rost? Ăsta e jet pe jet, bagiu. Bun, haideți, continuă de la capă, vă rog. Nu încerc să pui mâna pe noi. Un pic mai în spate dacă puteți, domnul Strâmbu. Mulțumesc. Pui și te la distanța asta, nu-i problemă. Continuați, mă duc să iau o extensiune, revin într-o secundă. Eu zic să ne așteptăm că ne pune să reluăm. Zice domnul Buzăreț. Cineva a încercat să-mi asasineze măgarul? Cine? Nu știu cine, că de asta a venit la dumneavoastră. Descrie acolo, nu știe cine a vrut să-i asasineze măgarul. Dacă știam, făceam dreptate cu mâna mea. Cine v-a asasinat măgarul? Păi nu știu. Okay. Pe justițiarul să înțeleg. Că... Dacă ar fi știut, știa. Dacă știam, știa, dar dacă n-am știut, n-am știut. Dacă și de asta am mers la domnul Strâmbu, că poate știa să știe, că n-am știut. Că dacă știam, știa. Deci dacă nu știe, înseamnă că știe. Dar nu știa. Nu știa, mă, ce nu înțelegi, că dacă știa, nu era ăla care știe el, pe care nu știa, care știa dacă, că el. Da, vrei, dacă și știu, ritor, știu, își știu. Făcea dreptate singur. Știind că știa. Știind că știa. Să fii pregătit. Hai să știți că aici în Valentine Bulangii ori se spun zuror se ar pe rug și am zis să fiu pregătit. Nu plânge, nu te ștege la ochi. Da, acolo în Blackwater se permite Bulangii? Dar nu sunt Bulangiu, bre! Bre, gata, bre! Pe colegul meu așa desenat acolo, bre. Un Bulangiu. Păi nu sunt Bulangiu! Deci eu pe ăsta vedeți că vi bag la celulă. Dacă mai vă uitați mai jos de centura mea, o să trebuiască să vă ard într-un sens sexual, într-un sens fizic, cu foc. Vreau ce e acolo în pantaloni? E, cum adică ce e în pantaloni? Penisul meu. Nu, la el. Da, o fi penisul lui, v-ați gândit? Te distiești. Bună, continuăm, haideți. Continuăm, spuneți, deci cineva a încercat să-mi asasineze măgarul. Nu știți cine, deoarece dacă ați fi știut cine, v-ați fi făcut dreptate singur, dar nu știți. Bă, dacă știi să scrie, ce cauți mă la noi? Nu știe cine e omul ăsta. Nu știu că dacă știi. E transferat, nu e de la noi. E transferat din Sanderis, vă dați seama că nu l-am luat de poștă. Nu că transferă mie. Bun, se poate? Am fost obligat să-l primim, asta e. A mers la domnul Strâmbu. Să fac o sesizare. Ușor. Ați mers la domnul plutonier major Strâmbu. Așa, foarte frumos a zis. Nu Strâmbu, trei numele din buletin, vă rog. E oficial. Da, zic cum mă cheamă. Da, eu trebuie să mă prezint, e obligația mea de polițist, cum mă cheamă, zic.
Zi dacă te rog. Te calcă picioare, putu-te. Deci am auzit doi când am înțeles încă. Domnul... Mai ziceți o dată. Spuneți cum îl cheamă pe domnul Strâmbu, vă rog. Domnul Strâmbu. Păi nu îl cheamă așa în buletin. Trebuie să spuneți numele său, nu e? Că să fie oficial documentul. Uitați un pic să mai aduc aminte. Stăm. Mă, bre, ăsta se uită cam... Aduceți-mă aminte. Bre, dar nu te mai uita așa la mine, bre, că... Să uită că rușul, vedeți? Vezi, da, bre, da, eu sunt mai violent, dar dacă te mai uiți la mine așa, vezi că s-ar putea să se știe. Măi, am curbalele. Vezi că doșele știe cum mă destruc eu la asta. Da, deci problema este în felul următor. Aha. Domnul Strâmbu, care zice că nu-l cheamă Strâmbu, așa mi s-a prezentat. Mă, du-te-n ce? Să trăiți. Deci apare domnul Strâmbu a mințit cu numele dânsului. Nu, eu îmi zic numele mereu. Păi mi-a spus că vă cheamă Strâmbu. Nu, de, mă, trăiesc că Strâmbu mi se zice. Am mai văzut sau auzit cineva că s-a prezentat ca Strâmbu? Păi eu nu am fost atunci în plecotă. Măgaru. Aduceți-l aici, trebuie să dea declarații. Adu Măgaru. Chiamă-l aici, unde e? Chiamați-l unde e? Stați aici, că-l aduc eu, stați aici. Bă, nu mișcă! Aduceți-l aici, ne. Băi, băi, dă-te băi de aici, băi, băi. Dacă zic eu că-l aduc, băi. Dacă zic eu că-l aduc, de ce te agiți? Am pus căl măgarul. Nu-mi pușcăm măgarul, dar încă nu mă pușcăm. Bun, băgați-l înăuntru. Dați-vă așa la o parte să poți să-l bă. Se spune că oamenii vinovați nu scot niciun cuvânt în fața poliției. Cred că ai dreptate. Am vrut și eu să fac, da. Poți intri cu el, nu, a? Nu cred că merge. Nu cred că merge să-l băgăm înăuntru, iasă pe la ușa pe-n spate. Ia deschidem așa. Stai acolo de lângă și mine, bă. Lăsați la mine ușa. Bă, băgați măgare. Trebuie să-l întrebăm de aici, de la ușă. Nu, luați de hățuri. Nu intră, nu vrea, neam. Dacă îmi dați mie foaie, că pe mine mă ascultă. Ia vedeți, domn Pocovaru, cum se treabă. Eu? Nu vrea, că am încercat. Fiți cu ochii pe Bulangiu și pe măgarul lui. Deci, băi, Stâmpul, eu când am venit în secție, ăsta era pe pat așa de zelit și el era aici lângă el. Nu dracu să-l ia, să ajunge conducă Bulangii, eu v-am zis să nu votați cu Dorel. Ce faceți, băi, intrați prin zi? Bă, haideți, băi, că nu merge, băi. Trebuie să schimbă voturile. Că nu mai merge așa. Bă, dar de ce nu mă cred, mă, pe bune, frate? Și o să ne uităm. Bă, ăsta e un bulangiu, ăsta a fost aici. A avut barba albastră și păr roșu, că l-a pus să se tuse. Haideți, toată lumea o să ieșim afară. Îl spânzurăm. Toată lumea afară, a zis domnul șerif. Hai afară. Afară toată lumea. Să vorbim cu măgarul. Chemați măgarul aici. Bă, ăla face bulangiu. Gata, stai departe. Chemați-l. Ține măgarul pe loc, noi. Ai, tocmai v-ați chema căruța, noi. De emoții. Auzi cum face, e chinuit. Bun. Până-l vede pe domnul Strâmbu e cu traume. Bun, luați-l de hățuri. Da. Nu prea merge, luați-l de hățuri. Nu tu, Poli. Merge, nu să nu meargă, merge. Dă-te deoparte, bre. Bă, plecări. Iar fuge, mă, luați-l, domnul. Doamne, doamne. Bă, lăsați-mă un pic pe mine. Alo. Lăsați-mă un pic pe mine. Lăsați-mă un pic pe mine. Nu mai faceți mișcări la șive, vă rog că ne scrieți. Stai, bre, dă-te deoparte să te împuci. Bre, mă lași un pic, bre, sau mă rog de tine? Bre, la șive, nu laxative, de. Unde? Din păcate, cu măgarul văd că nu e liniștit. Merge. O să vorbim mai dimineață cu el, acum haideți la bar ca să continuăm discuția noi. Uitați, domnule, măgarul, am venit cu măgarul aici. Suntem pentru secția asta. Scapă, vreau să scapă. A venit măgarul? Perfect, bun. Nu scapă, dar nu vă mai... Dar mai știu mai importe, bre.
Alo, 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 alo. Vreau să fugă, vreau să fugă. Nu, nu, uitați, stau eu aici cu el. Prindeți-l. Băi, de-abia, de-abia l-am luat de hățuri. De ce v-ați urcat pe el? Păi era un perete. Era în poziție bun. Lasă, lasă la mine, lasă la mine. O, băiatul. Băi, dar lasă. E nevoie pentru a prinde un măgăr. Păi departe. De mulți, bre, că-i căpățânat. Departe am zis. Băi, eu am o idee. Hai să-l punem la pământ ca să-l mai miște. Na, șeriful pe mine mă închisui ăsta. Deci îl punem la pământ, nu mai mișcă și pe el întrebăm ce vrem. Bă, nu putem să facem asta, nu e că... Gata, bre, gata, hai. Bun, perfect. Hai. Bun. Domnul... Deci, de, mai spuneți o dată. Bă, ce trebuie să gata, lăsați-l. Stați pe el. Bun, de, ia spune, ce s-a întâmplat cu măgar? Deci, domnul Străbu, cum am spus... Stați puțin că avem o problemă. Acum domnul Potcovaru care scria... Da, e pe măgar noi și mai păi ce facem? Ce facem? Edi, hai tu înapoi. Domnul Edi, stați pe măgar, Potcovare, dă-te jos. Da, Edi, suie-te tu pe măgar. Bun, sus pe măgar, așa. Scoate carnetul, continuăm. Bun. Da, tu bine, stai în mijloc, domnul Cherica, că se poate ca să... Da, mutați-mă, ce dracu, mai aveți să mă omorâți, data. Domnul Strâmbu, să fie mai încolo, nu veniți lângă mine, vă rog. Nu, tăi niște, că tot departe. Haideți să facem cercul mai mare, că așa se face când suntem mai multe persoane. Bun. Dă-te vrei mai pe mijloc tu, Tale, că tu cam ești suspect. Un cerc egal, dă-ne de preferat. Bun, băi. Eu îi țin lumina la măgar, să-l vedem să nu mintă la față. Ei, ce cu găura asta așa mare? Aoleu. Și trebuie cum faci. Na, uitați ce se întâmplă. Aoleu. Băi, acum faceți niște de măgarul meu. Băi, dar ce cu găura asta așa mare, pe bun? Păi din cauza lui Strâmbu. Care mă, ziua mică? Domnul Potcovaru, scoateți carnetul. Am scos, spune. Bun, ziceți, domnule, continuați declarația. Deci, unde am rămas? Nu, tot de la început, că nu știu. Nu, la Strâmbu, la domnul Strâmbu. Eu am făcut sesizare la domnul Strâmbu. N-ai rămas tu la mine, mă, că mi-e plac femeile? Domnul Strâmbu a venit să facă ancheta. Așa. A sesizat că măgarul a încercat să se sinucidă. Dar cum a sesizat? Da, cum a sesizat domnul Strâmbu? Nu, te rog, te zi tu cum am... Păi, din, așa a sedus. Nu, mai întâi declarează. La sedus? Și după declarează și Strâmbu. Așa a dedus, nu sedus. Ah. Sedus ai zis. După l-a băgat la pușcărie, a băgat măgarul la pușcărie. Nu sunt pulagiu! Bă, tu-i departe. Bă, pulagiu e în mișcă. Dai, hai să ne calmăm. Deci, dă un bebe. Nu i-a zictat nimica la colegul Potcovar, deci trebuie să o luăm iar. Păi nu, scrie acolo, nu, ia stați, ia stați, să zice, descrie așa. Da. Domnul Strâmbu s-a dus la el și i-a zis, băi, ești poponar? Domnul. Și poponarul, și domnul i-a zis lui, mă faci pe mine poponar, fătu-te în cursă, te fut. Notează. Mamă, nu-l ridica poponar. Nu te apropie de el, nu te apropie de el. Băi, vorbiți frumos. Gata, băi, cu armele astea, că nu... armele pe un om deci, care nu e în armat. Îl pune viața în pericol. Ce poate să-i facă să-l pupe? Țineți la sou. S-a dus la el. Să-ți-l bage ține. Cum a zis domnul Lăpătăreț? Și l-a întrebat. Mă. Și l-a întrebat. Mă, tu ești poponar? Tu ești poponar? Și domnul i-a răspuns. Și domnul Buzereț i-a răspuns. Mă faci pe mine poponar, fătu-te în cursă, te fut. Brenea, și nu te apropii de mine, îl pocnesc? Domnul Buzde. Buzereci. Îl pocnesc? Domnul Buzereci. Da, i-a zis, nu vă putu de în cur să te put. Bun. Mai ajuns așa. Gata, ziceți mai departe, domn. Uitați, bă, e nebun. Domnul Buzereci. Bun. Domnul Strâmbu după mi-a băgat măgarul în celulă. Deci domnul Strâmbu i-a băgat și dânsului... lemnul în sobă? Nu, mi-a băgat măgarul în celulă. Am crezut că e doar un mod de a spune. Pe bune, îi l-a băgat, pe bune vi l-a băgat? Adică... Da, a băgat măgarul. Deci scrie acolo că domnul Strâmbu a sechestrat măgarul. Sau metaforic. Ți l-a băgat? A urcat pe măgar și l-a dus în celulă, Blackwater și l-a închis în celulă. Scrie că i-a sechestrat măgarul deci, în urma celor găsite. I-a sechestrat măgarul în urma celor... A trebuit să iau probe. Perfect.
Dar ce probe de căcat? De ce probe? S-au găsit, scrie acolo, domnul, s-au găsit urme de labă pe măgar. S-au găsit urme de ce? De labă pe măgar. S-au găsit urme de labă pe măgar. Iarbă, zici, mă. A, iarbă. Urme de aici. Stai așa, stai așa. Iarba, pula, iar e greșit. Urme de iarbă pe măgar. A crezut de labă. Ziceți, domnul, continuați. Bun, continuați, domnul. Stați că are nevoie un pic, că e, e greu ce se întâmplă aici, e greu de, de mestecat. Aoleu, e greu, greu. După aceea, domnul Strâmbu m-a exportat afară. Deci, iar eu am auzit de deasupra cum urla măgarul și domnul Strâmbu făcând... Păi domnul Strâmbu e măgarul? Poftiți? Scrie, scrie acolo, notează acolo. Deci... Domnul Strâmbu l-a făcut pe domnul escortă? Nu, m-a escortat, m-a dat afară cum a venit. Scuze, deci domnul l-a... Cum, a ce? A escortat escort afară. Deci domnul Strâmbu l-a dat afară din secție pe domnul Buzereci? Domnul Strâmbu l-a dat afară pe domnul Buzereci? Din secție? Iar după aceea a întreținut relații sexuale cu măgarul. Mamă, dar asta e grav ce spune, să știți. Deci înțeleg că măgarul la... După care domnul Buzere susține... Domnul Strâmbu ar fi întreținut relații intime cu măgarul. Bine, stați așa. Deci domnul Potcovor, ați scris până acum tot? Da, da. Domnul Strâmbu ar fi întreținut relații sexuale cu permitul măgar. E, întrebarea mea e ce... situație, în ce stare era măgarul când a fost măgat în celulă. În ce stare era măgarul când a fost introdus în celulă? În stare, era virgin? S-ar putea, da, era virgin și cred că domnul Strâmbu l-a drogat, era în stare de ivrietate. Deci era conștient. Era conștient. Bun, domnul Potcovară, dați înapoi la prima foaie. Okay. Domnul acolo a declarat că măgarul era inconștient, din câte mi-aduc eu aminte. Deoarece, nu mă întrerupeți, deoarece ați declarat că a fost victima unei tentative de asasinat și l-ați găsit leșinat. Păi da, dar după aceea și-a revenit. Bun. Deci, din câte am înțeles eu, domnul șerif, deci, ca să vă fac așa un rezum al acestui spre aici. Domnul Buzereci s-a dus la domnul Strâmbu să-i facă o reclamație cum că cineva e omorât măgarul. Ulterior, domnul Strâmbu i-a spus că măgarul a încercat să se sinucidă. Revin în 5 minute, doamne, am încredere că o să, da, continuați chestia. Da. Bun. Apoi... Obiectez. Domnul Strâmbu are prea mică ca să fie agresorul. E perfect. Eu nu prea. Ia dezbrăcați-vă domnul Strâmbu. Pantaloni, scoate-mi pantaloni. Legați-i și la spăzurătoare cu el. De ce? O zis să se dezbrace. Păi e proba la căl. Bă, stai că lumea gutui, ce faci, bă? Nu că gutui. Bă, dar de unde l-ai scos, mă, pe ăsta, bă? Băi, mamă, vai. Prinde-l, agresare. Mamă, mi-am scăpat bine. Na, l-a agresat pe polițist. Prinde-l. Păi, cu ăsta-ți pomagă. Prinde-l și pe ăsta, ia. Ce faci, bre? Vrei să-mi dai una mie, bre, nu lui. Naaa, s-au dat la polițiști. Nu te dezbate, bre! Nu te desface. Nu te dezbate. Nu te desface, am zis. Bulangiu. L-a spus durătoare cu el. Da, stai să vine domn șerif, vrei. Nu te dezbate. Ești bulangiu de ăla. Stai să vine domn șerif, vrei. Deci toată lumea a pus de față? Ți-a pus semn. L-a lovit pe domnul Strâmbu? Deci, domnule Buzereci. Deci... Sunteți acuzat de bulangiritate. De ultraj și de ultraj. Ești primul bulangiu revoltat care am văzut. Pentru că am vrut să mă bucur, ai văzut. Nu se poate, domnule. Nu se poate. Ai atentat la corp. Femeile vin de plăcere. Ăsta trimește viol, să înțeleg. Dar vreau un pic să zic. Pentru că i-a cerut domnului Strâmbu să-și scoată pantalonii. Păi e probă la cap! Că ți-a zis de celălalt care e pula mică. Vezi ce stai tu în probă? La gâtul ăsta ai probe. Bă. Ce băgară? Așa spun, până vine șeriful.
Statul de loșerif. Hai să-l ducem acolo. Hai să-l ducem acolo. Avem nevoie de mâna lui. În lipsa unui șerif. Care este înregistrat cu această putere. În lipsa unui șerif noi decidem. Veniți, chemați lumea, veniți, domni medici. Strigați, strigați pe noroc. Să vină toată lumea. Toată lumea. Mă spânzură! Se sacrifică Bulangiu. Mă spânzură! Se sacrifică Bulangiu. Veniți, veniți, luați exemplu de așa, nu? Veniți să vedeți Bulangiu ce se întâmplă cu oamenii care atentează la... Fără Bulangiu. ...plăcerile trupești de acela sex. Ajută! Tot ce ca și calul ăsta dă-n drum. Ia uite, mi-a dat cu piciorul în gură. Te-a dat cu piciorul? Va. De ce ai dat vrei cu piciorul? Hai să vezi, te zbați tu, de ultimul zbătut o să fii. Dar unde e bascheta, mă? Nu zici tu mie de bascheta, da? Că nu te-am întrebat pe tine ce nu-ți plac femeile. Dacă l-ai lovit, mai întreb și unde e bascheta, ai vrut să-l omori? Asta am văzut eu. Trebuie să-l chemăm și până șerif. Normal. O să vine el dacă ne interesează. O să fie o lecție pentru toată lumea. Nu există așa ceva. Hai, dă-l jos și adu-l în coace. Fără Bulangii. Fără Bulangii la noi în sat. Pe cine spun vreo asta, tă? Un Bulangiu. E Bulangiu? Da. Aoleu. Pune-l jos aici. Un exemplu de așa, nu? E vorba de sponsor. Păi l-ai prins în fapt? Nu, da, pe la mine a tentat. Pe tine, mă? Da, pe mine, că tu vezi. Mă, nu știu cum se face, bă, că tu atragi și doctorii Bulangii și pe ceilalți Bulangii. Nu știu, bă, cum faci. Hai să spun, Zuri, sârbule. Hai să tragi de maneta. Trebuie să ai onoare, eu, să tragi maneta, eu. Hai să-i o tragi, hai să-i o tragi, sârbule. Cine, eu? Eu nu trag, mi-e plac femeile. Mie plac femeile, Ivane a cercat să-mi sută măgarul. Ivane a cercat să-mi sută măgarul, strâmbul. Te împuci pe gamie. Dar nu vorbește, mă, nu zice nimic. Cine? Te-a dat, dar l-au tu. Alte cuvânt mai ai? Ivane! Trage maneta. Mă auzi? Mă, care ești, mă? Ivane! Sumă-te-mă, mă, spânzură! Mă, jertulă, zi! Bă, strâmbul, ce-o poate? Strâmbul, mă, trebuie să-mi sută măgarul. Strâmbul ăsta, mă, stai mă, stai mă, repede. Ăsta îl cunosc, mă, stai mă așa, mă, jene. Cunoaște-l, mă, că nu mă interesează. Ce atentat și la tine, vrei să-l recunosc. Trage, Ivane, stai departe, Ivane, că se uită la tine și... Ivane, a încercat să-mi șută măgarul, strâmbul. Și acum l-a acuză de bulangerii. El a încercat? Normal că l-a acuză de bulangerii. Am vrut să-mi șută măgarul și acum m-a acuză de bulangerii. Ce mă, șeriful? Ce mă, șeriful acum? Ce se întâmplă aici, băi? Ce se întâmplă? I s-a luat o declarație și mai se-mi dau pantaloni jos, e normal? A vrut să facă de-astea, nu să face așa ceva la mine în oraș. Vrei, cred că nu-l cunoști destul de bine, vrei. Băi, eu-l cunosc pe băiatul ăsta, știu că era... Deci pula în strâmbu, era pe păcat! Eu știu băiat pula în strâmbu! Nu! Mamă, ce a zis? Nu, chema șerif acum. Penisul, domnul strâmbu, era probă la cască, mi-a făcut măgarul! Aaa, da? Mă, știam că, bă, Jeanne, mă, știam că ești băia la locul tău. Păi, sunt, bă, fac femeile, Ivane, știi că-mi plac femeile. Băi, da, mai ales de mă luat furișoare. Mă, că mă plac că ești tramvai. Mă, eu știam că îi plăceau femeile, că a umblat după una o zi întreagă prin Black Water. Nu a umblat. I-am zis și noi, bre, ești poponar și el ci că mă faceți poponar, futu-vă în curs să vă fup pe toți. Așa a zis, mă? Da. Nu, uite! Așa au zis. Păi ia auzi, ne-a zis și cuvântul. Să vină șeriful. Trage-mă de manetă. Cum să zici, mă, așa ceva, mă? Băi, Ivane, eu că mă știu om serios.
Care serios? Băi, serios la curvatură? Păi, păi, dacă fix la, băi, hai să fim serioși, că numai la curul nu ne-a strâmbat. Da, acum ca și scurul. Ia uite. Trage-te manetă. Măi, eu nu pot să mă bag aici. Da, domnii poliții știu ce fac. Îi bani teamă șeriful, că vor să mă spun zile în absența domnului șerif. Păi, eu să-l chem, măi, eu să-l chem. Păi, am nevoie de tine, că nu mă așteptăm, că el vrea să te spânzure. Cum? Că n-a fost prezent. Trage bre de maneta aia. Eu zic să încep de pe acum, să încep să-ți ții respirația, să vezi cât de mult poți să rezisti. Trage, trage maneta. Trage maneta. Bine investită în noi, cu ajutorul domnului șerif al junt. Să mai vorbească. Băi, dar vorbește ca lumea cu băieții ăștia și spune ce ai vrut să zici. Zici că-i plan bărbății. Nu, e pe brilei, bă. Fii sincer, fii sincer și lasă Caterinca. Păi da tu sincer. Ne-a strâmbat, încerca să-mi fută măgarul. Tati, ne-au încercat că l-am putut. Ați văzut miciună? Așa este domnul Strâmbu? Nu este adevărat. Minte nu e niciun. Păi acum a aprobat tot ce am spus. Păi da, bre, și uite, ceilalți colegi, ce ați văzut, tată? Poliție, ce rămâi aici, rămâi aici. Toată lumea susține că omul ăsta e bulangiu. Dar nu sunt bulangiu. Dar el a recunoscut. Sunt bulangior, zice asta. Atunci sunt bulangiu. Nu, uite, vedeți? Nu sunt bulangiu. Lasă-l pe el în cătușea, băi, lasă-l. Păi da, cătușe? Păi dacă sare. Descătușez? Unde să sară? Descătușează. Unde ajunge lumea dacă asta, bă, tată? Fără bulangii! Păi fără bulangii! Da, fără bulangiu! Bă, nu mă, tipa! Băi, stai aici pe pardoseală aici, băi, descuie cătușele. Băi, Jane, vorbește frumos, că numai ce să faci, vorbește cu frumos și cere scuze de la băieții ăștia. Păi, dar am ce să-mi cer scuze, că nu e vina mea. Ea a venit să facă plângere împotriva lui Ina Strâmbu, că a rămas măcar cu secile și acum mă acuză pentru bulangerii numai să scape. Păi, dar măi, și n-ai și tu un martor, erai singur. Măgaru! Ce măgară, păi ce să vorbească cu măgaru, are curul. Uite! Băi, tu vezi că ăsta e machiat pe ochi. Uite măgaru! Băi, mama mea. Ăsta oameni să-l fută pe Strâmbu. Ia uite-te la mine, măi. Bă, uite-te, ce-i mă pe ochii tăi? Bă, ți-am zis că e machiat. Bă, uite acum că m-a curit pe gămol. E machiat. E tramvai, bre. Mă, nu-i namol, mă, ce-i, mă, la sprâncene, ce ți-ai vrut să spune? E namol. Mă, te omor cu mâna mea. Din cauza ta-i bani, că bai fi minte de ce sunt, mă, mă. Din cauza mea? Pe cum ai pus să mă dau cu alea acum? Aoleu. Mă, ești nebun la cap? Nebun la cap? Ce domnul e mare bulangiu? Cine ăla nu s-a mai șterg? Mă, 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 tu l-ai făcut nevoie să fie așa? Ascultați-mă, m-a întrebat de unde cumpăr produse pentru barba mea de sta așa de bine barba. Și eu l-am trimis în Rhodes, acolo, la ăla. El și-a luat machiaje, că îi place lui ăștia. Să-și ia lame, să-și facă contur la barba și astea și-a luat machiaje, fratele meu. Dar eu am crezut că s-a spălat și el sau astea. Că asta e vorba de 2 ani. Bă, tu-n fata lui Dumnezeu trebuie să te justifici, nu fata noastră. E vorba de 2 ani încolo, nu știu ce a făcut băiatul ăsta. Bă, bă, Jeane, mă! Băi! E bă, bă, șeriful? Bă, gogoasă! Nu zici tu, bă! Bă, îl răcu să fii! Nu zici mie, hai, bă, trageți o dată maneta aia! Nu putem dacă nu șeriful, a pus lacăt! Domnul Buzei... Păi și atunci ce facem? Îi dăm drumul și îl așteptăm mâine să-l spunzurăm? E bulangiu! Domnul Strâmbu! E zoofil! Păi acum Strâmbu e bulangiu! E zoofil! Ia uite că a venit șeriful! E șeriful gata! Păi stai cu șeriful! Spânzură! Stai pe loc! Vrei! Vrei! Spânzură! Stai pe loc! Vrei! 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 Stai puțin! Stai puțin! Două secunde! Aia șeriful te-a găsit! Bre, eu v-aș propune, na, să nu, nu există faceți treaba nimic. Asta chiar atât de ușor. Nu știu, țineți să-l împușcăm înainte. Secție, faceți o treabă cu păi tribunal, să nu am drept. Da? Stați așa de aici, ce s-a întâmplat? Vor să mă spunzure, mă fac bulangiu, am luat notițe în continuare, cum mi-a rugat dumneavoastră și la un moment dat, domnul l-a rugat pe domnul Strâmbu să-și dea pantaloni jos. Da, de noi. O secundă, este domnul Buzere, ce este adevărat? Nu. Oh, a, da. Minte, minte. Băi, este adevărat parțial. Haideți să vă spun, domnul șerif. Nu veniți prin mine. Deci, un domn de aici, că nu mai țin minte, cred că domnul Edi, sau nu știu cine, i-a măsurat penisul domnului Strâmbu. Nu e, bre.
tacire. Al coleg din poliție a măsurat penisul? Deci, ca să înțelegeți, domnul șerif, i-a măsurat penisul lui domnul Strâmbu și a spus... Minte, domne, minte! Puțin, haideți să vedem cine-i de acord cu așa ceva. Bă, uite de acum minte bulangiu ca să scape. Minte! Minte! Pui mâna pe icoană, vrei, nu minte. Colegi, nu minte, minte! Bun, haideți la biserică să punem mâna pe icoană. Haideți! Brână, șeriful! Ia să vedem cu mâna pe icoană, cum ai acum. Dacă hai la biserică, nu se poate jura acolo. Da, dar ce ripu, eu stau cu frică, stau că mă pun în genunchi să mă bubuie ăsta. Lasă că stăm noi în spatele tău. Ăsta-i stat fără câini. Da, tu, dracu. Doar Dumnezeu vă poate bubui, da. Uite, și-a luat măgarul, pleacă acum, te duce în viață. Pleacă pe insula bulangirilor și o stăscă fericit toată viața. Uitați-vă și ce recuzit are, adică culori de astea stridente. E machiat. E machiat la ochi, adică ce... Și merge crăcănat. Machiajul nu e bine, dar hainele n-a, omul e așa mai... Îmi place lui să fie viața lui mai colorată, așa. Da, colorată, da, lasă domnul Bebe, domnule. Păi trebuie să-l întrebăm și noi, poate oare a avut și el traume de astea când era mic? Mai știți rugăciunea aia de i-am pus-o când a jefuit mormântul? Mai aveți? Nu mai știu. Ce, căutați-ne o rugăciune de aia bună, cum știți doar din asta să găsiți. De aia de iertare pentru păcate. Iertare, dacă vrei să zic eu, domnul Mușeric, că știu una. Nu mai se pune. Ia să mergem la căpătuiul lui tata, să, părintele de... Să jure pe morții lui. Vrei dacă vrei. Băi, e urât asta, urât. Păi nu trebuie să jure pe un jur pe morții mei, că nu sunt popular. După cum trebuie să-l găsim pe Walker pe aici. Crucea lui Walker. Unde nu e crucea lui Walker? Hai, căutați-o. Mai jos aici. Căutați crucea lui Walker, vă rog. Haide aici, vrei? Ce este Walker? Aici, domnul. Ce facem asta? Ma. Unde de unde? Aici este crucea domnului Walker. Haideți aici, domnul. Haideți aici. Ne veniți încă, vă rog. Răpăsata domnul Walker. Dar cum îl cheamă în primul nume? August. Coile mele. Doamna Walker este soția răpăsată. Au zis vorbe între polițiști. Coaie, August. Așa. Deci, domnul șerif, dacă doriți, îți pune rugăciune ca să... Te rog. Dar trebuie să repete după tine tot. Punem un bulangiu să jure pe alt bulangiu. Bravo! Deci, vrei, ascultă, mă la vorbă. Vrei. Te vedeți de sâi, păi? Da, vreau să... Vrei, stați că începem rugăciunea, vrei. Liniște. E, nu, trebuie să fie de iertare pentru păcate în fața părintele Walker. Tata lui Johnny Walker a dat șeriful din vânătate. Îi ține o lumânare. În numele Tatălui și al Fiului și al Frutului Duh, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne, ajută-ne să aflăm astăzi adevărul despre... Vezi, bă, că mă ia cu amețeale. Și să... Liniște. Brenea, pe mi gata. Ceea ce este adevărat și ceea ce este nu. Și de va minte acest om să fie transmis de tine, așa cum ai transmis pe toți care au mințit aici la noi în viață, că știi că noi, secția noastră, suntem o secție credincioasă care ne rugăm de 6 ori pe zi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bun. Așa să ne ajute Dumnezeu. E prost, domnul... prost e făcut. Nu-mi place. Pune-ți hai de vrei cu popire. Gata, 4, stai jos. Nu mi-a plăcut. Bun. Strâmbule, următorul. Iuci! Bun, gata, m-am convins și de... puneți mâna pe piatra asta funerară și spuneți după mine. Să cânt eu pentru bulagiu? Niciodată! Nu, ne. Spuneți după mine. Eu, numele dumneavoastră. Eu, Manole Buzereci. Jur? Jur. Să spun adevărul și numai adevărul. Să spun adevărul și numai adevărul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Când nu voi spune adevărul... Când nu voi spune adevărul... Trăsnetul lunei Ilie mă va în cur. Subjuga. Ați auzit tot pus în cur. Bun. Ținând mâna mă lepă de satan. De n-am spus să ziceți asta. Ținând mâna pe piatra funerară. Bun. Cine vrea să-i adreseze întrebarea, să vedem. Stai. N-ar trebui să jure și că îi plac femeile? Și că n-am băgat niciodată mătărungă în curul lui?
De, vă plac femeile sau bărbați? Îmi place o singură femeie. Femeia aia are, are cocoșel sau... O cheamă cucură. Costel. Nu, o cheamă Mara. Igor, nu Marian? De, până, acum, Marian? Până acum văd că ne-a alienat niciun fulger, deci s-ar putea să fie... Nu minte, nu minte, îl spânzura Andrei cu degeaba. L-ați atins pe stilul bun în zonele intime? Nu. A vrut. Ați vrut să-l atingeți? Chiar și din greșeală? N-ai cum să vrei din greșeală. Bă, pula mea, că te-ai stricat de fulgere. N-ai cum să și vrei să fie și din greșeală. Păi, stați un pic, stai să mai așteptăm să se îndesească ploaia, că poate încep fulgerele. Cred că dacă inițial să dai, adică nu trebuie să trage de timp să iasă fulgere. Unde? Păi, întrebări dacă mai sunt ca să elucidă în cazul. Vine furtuna cea mai. Am o întrebare, oare noi primim pensii din astea pentru toată ceva? Extra. Nu vreau să scot ceva în evidență. Spuneți. Dumneavoastră a zis să se ia după dumneavoastră și el a început cu rugăciunea lui. Ceea ce arată și denotă că tânsul are calea lui. Adică nu e ca noi toți. Dar nu ne place. Îi place bărbatul, are calea lui. Asta mă înțeleg. Din punct de vedere sexual, parți babardii cu un bărbat sau cu o femeie? Cu o femeie. Minte. Cel care va lua numele Domnului în surâdere și va trece peste cuvântul și fapta lui, acela va fi trezit de fulgere. Să aveți grijă. Așa niciodată, să fie. Niciodată să nu mai spuneți că un om minte fără dovezi sau fără să știți sigur asta. Bune, până acum n-am văzut nicio mai testare, deci consider că a spus adevărul. Ați umblat la cele sfinte ale măgarului? Nu eu, ci domnul Strâmbu. Bă, tu nu m-a cus pe mine, că te calc în picioare. Bun, gata, luați mâna Strâmbu, treci aici la piatră. Nic. Să jure și Strâmbu. Dă-te la o parte. De, ușor, ușor. Bun, pune domnul Strâmbu, puneți mâna pe piatra funerară. Pun mâna pe piatra funerară. Și spuneți după mine. Spun după tine. Eu numele tău? Eu numele tău. Bun, domnul Bebe, aveți secure? Da. Avertizați-l cu securea ca să... De ce ce-am făcut? Că se mai după tine. De, numele dumneavoastră de să-l spuneți. Gata. Bun. Eu numele tău. Jur să spun adevărul și numai adevărul. Jur să spun adevărul și numai adevărul. Așa să mă ajute bunul Dumnezeu. Să mă ajute bunul Dumnezeu. Că dacă nu mă va ajuta... Că dacă nu mă va ajuta... Fulgerul lunei e să mă zdrobească. Fulgerul lunei e să mă zdrobească. Bun. Domnul Ticănelu, ați umblat la cele sfinte ale măgarului, da sau nu? Nu. Nu e tot nu s-a întâmplat. Uite, e și soarele. Vedeți? Adevăr. Este un semn mai pur de adevăr, sincer să fiu. Adevăr. Bun. Ești domnul Bulangiu. Ați avut vreun act sexual de în orice fel cu măgarul domnului Buferici? Nu, niciodată. Putem să sunăm pe coatră colegii, a fost dat față. În schimb, el a fost judecat Bulanciu, că avea barba albastră și păr roșu. Vă rog, asta e judecata lui Dumnezeu, nu este judecata poporului. Deci aici mergem doar pe reacțiile Dumnezeu. Ați avut vreodată... Mă țin suspans. Bun, mă scuzați, am comunicat puțin cu Dumnezeu. Bun. Ați vrut vreodată să umblați la cele sfinte la vreo măgă? Niciodată. Cazul a fost rezolvat. Cel care a încercat să asasineze măgarul încă e în libertate. Dar nu era cazul măgarului. Păi și acum că domnul celălalt polițist i-a măsurat penisul lui domnul Strâmbu. Uitați acuzați ce face, domnul este un bulagiu și nu dă libertate. E bulagiu. Deci dacă Dumnezeu închide ochii, eu nu îi închid, mi-a șeripul. Ei, aveți tot dreptul să investigați în continuare. Ce să investigăm? Nu, dar vreți să-l vedeți când... I-a măsurat penisul, domnul de avea cu căciulă. Nu se face ca să scape el neobrăzat. De era cu coarbi.
Băi, ăsta e Bulangiu, ăsta mai și minte, mă, aici. Brina, șerif. Așa ai făcut, băi? Ăsta trebuie plătut. Știi ce acuzații. Ăsta au făcut? Câte dovezi mai vreți? Bine, trebuie să văd cum pune mâna pe cele nesfinte pentru a fi sfinte. Du-te, arată, Edi, cum ai făcut. Arată-i la domn șerif. Dar n-am făcut eu, dacă n-am făcut eu. Dar ăsta am minte, frate, nu fac nimic. Dați-vă, să jur! N-a făcut așa ceva, e nebun, cum să fac așa ceva? Doamne, cum să facem noi așa ceva în secția asta? Exact, colegul, te zic! Nu, astea sunt spatele secției! Opa! Uite ce minte, mă! Opa! Doamne, ce... Vreau să-mi dați! A vrut să-mi-l bage? Da! Doamne, feresc! Ia uite, Bulangiu! Pune Bulangiu! Nu! Unde vezi că o fuge? Ne calmați-vă de... Cum să ne calmăm dacă stă atent de la curul nostru? Stai să ne uităm la măgar, dați-vă așa. Ei, uitați-vă, sunt coadă la măgar. Care-i de coadă la măgar? Ridică-i coada, ridică-i coada, ridică-i coada. Ei, unde pleci, bă, cu măgarul? Nu să mai stai ce te-ai uite, bă, uite, vezi cum s-a spus de Bulangiu. Haideți să luăm decizia cea bună acum. Acum, ca să jure și măgarul. Ne, există două variante aici. Ori le reținem preventiv până mâine la ora 7, uitați cum se capă, la ora 19 pentru mai multe investigații. Ce măgarul? Ori eu trebuie să, din păcate, să iau trebuie până la și continuați. Îmi spun că mă... Nu mai e de exact. Vină cu noi că nu durează mult. Nimeni nu omoară pe nimeni până nu am mai multe detalii de. Detalii, mă, vrei să ne clonțeni aici pe toți? Băi, de ce? Cum alegi să facem? Băi, mi-am făcut să fie și camera asta, dar dacă pune mâna pe cu ăsta. Păi ăsta mă fute aici, ce pune. A venit pula dacă mergem în plecoasă, domnul Stăru. Ia uite ce mi-a zis. Ia uite, ia uite ce a zis. Vai, nu spune că sunt oamenii care au fost prezenți. Cum te apleci, cum? Ne lăsați arma, vă rog. Brine și riputau cu frică că mă... Atunci puteți să-l luați, să-l încătușați, să-l duceți în plecoasă și să convingeți vreun șerif să tragă mânerul. Dar vreau să merg cu căruța... Mânerul lui? Mergem în plecoasă! Ca să dau declarație, haideți, că las căruța să mă băgați în spate cu tot cum mă bă, pleacă-mă de aici, mă, ce vrei să ne mâncăm și noi? Dacă pui mâna pe cur. Uite, mă, vrea să urce în spate el, mă. Nu, pe singur, eu cum am căruță. Dă-mă drumul de aici, mă, cum adică să urcăm în spate. Ești, mă. Păi nu urcă nimeni, eu zic. Legați-l, mă, și la secții cu el, mă, că se-ai spus. Bă, eu am o propunere, am o propunere. Spuneți. Domnul își retrage plângerea și noi îl trimitem înapoi în blecoată, e problema lor acolo, ce fac ei între ei, să se... Nu, altă propunere. Să între ei acolo. Îl legăm, îl băgăm în celulă, sunăm la blecoată ca să recunoască colegii că a fost judecat nu, de victorie în plângerie. Nu, tu ești Bulangiu! Du-te de aici, tu ești. Vedeți ce le calci, trantie? Și în momentul în care colegii confirmă, gata, lăși tran cu el. Domnii din Blackwater o să fie de partea mea pentru că știu tot ce s-a întâmplat cu domnul, cu domnul Strâmbu. Și că mi-a violat magul meu. Știu că te-ai machiat, a? Bulangiule. Mă duc să sună și ne facem în felul următor. Verificați-l dacă are trusă de machiaj la el. Șerifu e machiat. Dă-o dracu de trusă. Uite la el, bre. Cred că i-a rămas așa pe față. Dacă în caz că are trusă la el, înseamnă că se dă des. Căutați-l și lângă. Ia vedeți, domnule. Ia nu cred că... Nimic. Normal că da, nimic. Da, Năcerifu. Da. Acuzația de să-l verificăm și în măgar? Cu hățurile pe dreapta este nefondată atunci. E nefondată, nu? Da, da, deci da. Aceasta va pica până alte probe se vor aduce. Ei, dar noi lăsai o secție nesupravegheată când doar tu ne-ai șeriful. Domnul Strâmbu, dacă vreodată îl prindeți pe domnul că face chestii de Bulangiu, scoateți camera, faceți poza, o aduceți... Dacă l-am prins că te-a bubuit pe tine, eu chem marșalul și pe amândoi vă stături. N-are cum să, mă bubuie că eu mă duc acum la roți că mă așteaptă o domnișoară. Imediat te-a prins la colț, ți-a ridicat pe linia aia, hop! Te prinde, vezi că matale ești cam bătrân și când te-ai plecat și ți-o trozi din spatele ăsta, te prinde pe la spate. Treaba ta? Eu ți-am zis, noi rezolvăm treaba acum, dar matale nu vrei. O să ai hernie de sitiu după aia, o să vezi. Și când o să te bubuiești, o să mergi cărcărat, o să zic, lasă să judece Dumnezeu, să dea cu fulgerul, pula mea.
I-am zis că să mă strâmbu, frate, pe pupuie și mă bag, mă pune pe mine la laiptare. Da, când o băga clătita la Nutella, o să vezi tu. Mi se zice 24 cap de mâți. Ia uite, ia uite ce zice. Este un om liber până alte probe vor fi aduse. Seara frumoasă. Nu e liber, că e închis în noi. Nu vezi că vrea să... Domnul Șerif, ia stați puțin, să nu spuneți că și dumneavoastră. Dacă a fugit și v-a lăsat Șerif, măi, de pula mea. Stai de parte, Tepin, că ăsta se duce după Șerif. Pardon, bă, nu eu. Bă, nu știu, nu știu. Bă, gata, s-a liniștit situația, gata. S-a făcut dreptate, gata, liniște. El a spus vrătoare cu el. Așa trebuie dacă atenta la mine. Tu da, domnule. Fără Bulangii. Bă, să-i facă... Pula mea cu șeriful ăsta... Să-i facă doctorii ceva, mă. Sat pără câini. Să-i o taie, bă. Ia doctorul să-i facă o analiză, să-i facă ceva. Să-i o taie, bă. Dacă au plăcut la băi, pula. Mă duc în plecotă. Băi, dar doctorul trebuie să vadă dacă e dilatat. De alt om. Ce faci, bre, domnul Portocală? Să verifice, bă. Mă duc în plecotă. Bine. Domnul medic. Domnul medic? Am îmbogățit în seara asta. Brei, avem și noi aici un domn. Da. Haideți înăuntru, vă rog. Deci avem și noi un domn aici. Da. Vrem să știm și noi dacă puteți să faceți bine în primul rând. Și în al doilea rând, dacă aveți ceva teste, să vedeți dacă a atentat la intimitatea altui bărbat. Aveți așa ceva pe aici? Brei, prima dată dacă a atentat și la intimitatea lui. Cum ar veni domnul doctor dacă și-a alergit gaură? Da, dacă, deci dacă ori dacă s-a luat pe la spate, ori dacă a atentat pe altcineva, vrem și noi să știm dacă se poate. Și dacă puteți să îi tăiați mătrânunga. Nu, bre, nu mă bag eu la de-astea. Păi da, păi da. Dar controlii puteți face să-mi spuneți dacă e cu oala spartă sau... Păi întreagă. Acum, uite, l-ascult aici să vă mă uit. Să vedeți. E cu spart, așa e, nu? Să vedeți dacă e. Aici am zice că s-a umblat. Aoleo, de ce pe la spate? Spânzurat. Bă, hai să facem altfel. Îi dăm drumul și întindem o capcană cu unul. Găsim unul ca el și facem mâine o capcană ceva. Da. Și atunci avem dovadă clară. Trebuie să dea unul dintre noi, că e pe invers. Știu eu pe cineva. Cine vrei? Pe strâmbul, nu? Pe cine vrei? Eddie. Bre, nu e bre. Ia uite, l-are mască pe față. Dă-ți masca jos, nerușinatule, ce ești. I-a pus-o doctorul, că i-a fost frică. Măi, s-a sculat, fii atent. Mă, las, a plecat medicul peste lege, i s-a sculat ciocană. Fai de capul meu. Ce s-a întâmplat? Mă doare curul. Ți-a băgat domnul doctor un deget să vadă dacă ai temperatură. Nu ți-e rușine, bre? Aici de față cu noi. Aude-le și machia la față. Vai de capul meu. Unde-i strâmbul? Ce, ți-a sculat ciocanul? Vrei pe strâmbul sau ce? Mă doare curul. Ce s-a întâmplat? Păi s-ar putea să nu se știe. Deci, a fost un cet. Ne duce la... Bă, vedeți că vă duce la înghesuia. Bar roșu și bar palpastră. Eu am avut un caz cu domnul. Că cineva a încercat să-i ținu și să-i omoare măgarul. Iar domnul a venit acum și declară la noi în Valentine că eu, cum să vă zic mai pe așa, că i-am putut eu măgarul. Bă, nu râdeți. Este pedofilul. Vreți cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like. A fost o seară din asta de caterincă, de roleplay din asta de caterincă. Am râs, ne-am distrat, ne-am plăcut. Vă așteptăm și pe voi pe serverul Badlands la o caterincă. Dacă vreți să veniți în poliție cu noi aici în Valentine, veniți pe aici și dați și voi teste și nu știu ce și intrați în poliție. Vă salut și vă doresc o săptămână minunată. Pa!